de la Valahia sunt. Bună! O să am rugăminte să nu treceți prin cadru. Da? Cum a fost spectacolul din acest an, festivalul din acest an și ce premiu a obținut? Eu am evoluat în recital, nu am obținut niciun premiu. Din fericire, au trecut 5 ani de când am fost ca și participant în cadrul acestui festival în 2010 și am obținut premiul întâi. Iar acum, se poate spune și așa, a fost unul dintre punctele foarte importante pentru ceea ce avea să însemne mai departe parcursul meu în folclor. Eu reprezint zona Bistriței Năsăud, cu predilecție zona de Câmpie Transilvană. Publicul a fost foarte cald, a fost foarte numeros, iubitor de folclor, am văzut și aseară când au evoluat concurenții, că au fost foarte mulți aici, i-au susținut, i-au încurajat și cred că pentru orice interpret acest lucru e cel mai important. Ce înseamnă pentru tine să fii acompaniată de maestru Botco? Cred că pentru orice artist acest lucru este o mare onoare și o mare bucurie. Pentru mine această veste, faptul că o să fiu acompaniată și o să cânt în compania maestrului Botgros și a Orchestrei Lăutare din Chișinău, mi-a dublat, dacă nu chiar triplat, emoțiile. E o mare bucurie. Numele tău, cum trebuie? Ioana Maria Adelea. Mulțumesc frumos! Da. Frumos! Da. Frumos! Da. Unde trebuie? Dacă este și imediat. Nu primul loc la acest festival, ce înseamnă pentru tine să te afli pe aceeași scenă în fața aceluiași public și acompaniată de maestru? Într-adevăr, sunt extrem de fericită că am reușit să revin la Giurgiu în acest an. Faptul că am obținut anul trecut marele premiu al festivalului a reprezentat pentru mine o obligație. A trebuit să vin aici să demonstrez că am meritat acest premiu. Trebuie să vă mărturisesc că am avut emoții duble, poate chiar triple, pentru că am cântat alături de maestru Nicolae Botgros pentru prima dată și sper că publicului giurgiuvean i-a plăcut reprezentația mea. Bravo! S-a spălat albastru. Gata, mă fata loca festivalul din acest an de la Giurgiu. Aceste festivaluri, pentru că sunt două, deja suntem la doilea festival și vreau să vă spun că aici se petrece ceva de care poate că românii ar trebui să se sesizeze un singur lucru. Se duce în col? Se renaște, sau mai bine spun, a reînviat muzica populară și aici trebuie să dăm o notă foarte mare celor care sunt la cârma acestui orașel frumos și cei care iubesc muzica populară. Sunt sigur că și la Consiliul Județean și Primăria și toată lumea, toți care sunt la conducere, au făcut un lucru extraordinar de frumos. Le mulțumesc foarte mult și sunt onorat fiindcă am venit acasă unde se cânte frumos. Știu că reveniți cu drag de fiecare dată la Giurgiu. Cum ați simțit publicul giurgiuvean în această seară și cum ați catalogat în două cuvinte festivalul? În primul rând vreau să aduc felicitări și urări de sănătate și de bucurie pentru noi toți artiștii că în timpurile astea grele financiar oamenii n-au uitat tradițiile și folclor și uite că se ține, a nu știu câta ediție este aici, am rămas surprinsă, 30 și... Da, extraordinar. Încă 300 de acum încolo, să vă țină Dumnezeu sănătos și ne bucurăm foarte mult că uite tradițiile noastre nu se prăpădesc, indiferent de ce colț de țară. Vă mulțumesc tare frumos! Mulțumesc! Da! Cum ați catalogat festivalul din acest an? În câteva cuvinte? Scurt, excelent! Cum au fost concurenții? Erați ceva mai sceptic la preselecție? S-au prezentat că n-aveau un cotrou, pentru că ei trebuia să cânte cu Botgros. El pronunț pe Botgros pentru că e o pretenție, de fapt, când cânti cu o orchestră de maniera asta și de anvergură, trebuie să fii pregătit, să cânti cât de cât, da? Unii n-au comunicat cu publicul, au comunicat cu ei, treaba lor, asta e altceva. Dar toți concurenții au avut un nivel foarte ridicat. Foarte ridicat. În comparație cu alte festivaluri. Nu dau nume pentru că o să am discuții sau cu telefon acasă. În comparație cu alte festivaluri, acest festival are o caracteristică. Cu soliști, deci, îi spun, interpreți al cât de popular,
cu deosebite calități. Vocale, de capacitate, de intimidare, cu deosebit. Deci sunt mai multe. Țara vă iubește, toți giurgiuvenii vă îndrăgesc. Mulțumesc. Premiul se îndreaptă către Voicu Marcela din Republica Moldova. Voicu Marcela din Republica Moldova. Aseară a avut o prestație foarte frumoasă și iată că juriul a apreciat acest lucru. Felicitări! Și te invităm să cânti. Nu s-au terminat aplauzele, stai să le iei pe toate, să le duci acolo la tine acasă. Mulțumim, îți mulțumim frumos. Mergem mai departe, mai avem un premiu, eu nu știu despre ce premiu este vorba. Veți afla dumneavoastră de la doamna director Carmen Mihaela Pețeancă. După cum v-am spus, am avut concurenți mulți și foarte buni, iar juriul a decis să mai acorde încă un premiu 3. Acest premiu merge către Mihalache Florin, reprezentantul Banatului. Mihalache Florin! Felicitări, Florin, și succes pe mai departe. El a câștigat mai multe premii. Te ascultăm, Florin Mihalache! Vină mândră, vină mândră, să ce joc pe sub mână, să ce-ntoră, vai, la da 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 da. Să ce joc, să ce joc, să fii jucată, că ești cea mai mândră fată, vai, la da 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 da. Să ce joc, să ce joc, să fii jucată, că ești cea mai mândră fată, vai, la da 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 da. Sushi ce de două ori, că porți cotrință cu flori, la-da-da-da-da-da.
Ai al velenul obraz, la-i-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 
Banii sunt limitați, am ales pentru cei mai buni. Primul 2 merge al lui concurs internațional de muzică populară pe marginea Dunării. Doamnelor și domnilor, acum avem un recital de excepție. Un tânăr gorjan vine să vă cucerească sufletul și inima. Este și prezentat și el laureat al unor festivaluri importante de folclor. Vine, așa cum vă spuneam, să vă cucerească. Bună seara, Giurgiu, mi-a fost dor de dumneavoastră, la mulți ani, să fiți sănătoși! Te-ai dus, mândra mea, și cred că nici când o să mai văd o dragoste așa mare de dor, inima mă doare. Te-ai dus, mândra mea, și cred că nici când o să mai văd. Vă aflați deja la cea de-a 31-a ediție organizatorică, de la an la an, văd concurenți tot mai bine pregătiți. Cum ați catalogat câteva cuvinte?
Mai trec. În primul rând, aș vrea să vă spun un secret. Cu 7 ani în urmă, când am devenit vicepreședintele Consiliului Județean, am reluat acest festival. Festival care a fost, da, suspendat timp de 4 ani, împreună cu doamna Carmen Pețanca, directorul Centrului de Conservare, am putut să dăm drumul acestui festival pe atunci președintele Consiliului Județean, domnul Beianu, și împreună am putut să facem ca acest festival să aibă loc la Giurgiu și astăzi la 31-a ediție. Vreau să vă spun că am avut concurenți deosebiți și ați văzut și dumneavoastră, jurului a fost foarte greu să să diferențieze câștigătorii. Mulțumesc din suflet, Giorgio. Eu aș dori să mulțumesc pe această cale celei care a făcut ca acest eveniment să funcționeze, doamnei director Carmen Mețanca, și orchestrei condus de inegalabilul domnul Bot Gros și lăutarii din Chișinău. De asemenea, să mulțumesc Giurgiu Ferior, iubitori ai folclorului, care și de data aceasta sunt într-un număr foarte mare la acest eveniment. Mulțumesc cu televiziunile care Valachia, care a fost prezente de 7 ani de când am luat acest eveniment, și cu siguranță, prin intermediul dumneavoastră, giurgiuvenii noștri vor vedea segmente din aceste emisiuni. Și nu să nu uit Etno TV, care a dat în direct acest festival, și trebuie să-i mulțumim, pentru că orice efort este binevenit pentru iubitorii de folclor din municipiul Giurgiu, de județul Giurgiu, și pentru promovarea folclorului până la urmă. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Fabulos, avem jucători deja cu mulți meciuri în Europa, atunci cred că e foarte plăcut când joci așa. Și ne dai un plus, nu, când jucăm așa. Da. Pentru tine și pentru